momentul de față, v-am spus, spitalul modular a alocat, a început să redeschidă. Primii pacienți au ajuns acolo, s-a luat legătura și cu spitalul Megidia și spitalul județean, care mai pregătește patru astfel încât să preia surplusul de pacienți. La Megidia vor fi tot ce înseamnă urgență, pe patologie clasică, va fi redirecționată către Megidia și celelalte spitale, dar în special Megidia și Mangalia, pentru că au secția atâi. Colegii de la ISU au spart ferestre astfel încât se poate evacua pe unde este mai facil de evacuat.